În jurul orei 13, pompierii botoșeneni au fost solicitați printr-un apel la 112 la un apartament de pe strada Mihail Cogălnicianu pentru stingerea unui incendiu. Două echipaje cu autospeciale cu apă și spumă au plecat imediat la locul indicat. Când au ajuns salvatorii din locuința aflată la etajul 1 al imobilului, ieșea un fum dens. Pompierii au intervenit și au constatat că ardea tabloul electric. În momentul izbucnirii incendiului, în apartament erau doi tineri și fetița lor. Familia a ieșit imediat din casa invadată de fum și nimeni nu a fost rănit. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu două autospeciale cu apă și spumă. Când au ajuns la locul intervenției, pompierii au constatat că într-un apartament situat la etajul 1 arde un tablou electric cu degajări mari de fum. Proprietarii împreună cu copilul lor s-au autoevacuat. Mama și copilul au primit îngrijiri medicale de specialitate de la echipajul Serviciului Județean de Ambulanță aflat la fața locului. Extrem de speriat de fumul dens era și cățelul familiei, care din fericire nu a pățit nimic. Pompierii au acționat și pentru evacuarea fumului. Cel mai probabil incendiul a fost generat de un scurtcircuit la tabloul electric.